ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna februarie. Rog domnul președinte de ședință să dea domnuna. Bună ziua, stimați colegi, și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, 28.02.2019. La MAP a trimit o ordine de zi. S-a modificat ordinea de zi, s-a mai adăugat două puncte. Ca atare, supunem la vot nouă ordine de zi. Cine este de acord? Este cineva contra? Sau abține cineva? Cu 17 voturi pentru, noua ordine de zi a fost adoptată. În conformitate cu prevederile articolului 39 și articolul 115 și articolul 117 din legea administrației publice locale, republicate modificări și completări ulterioare, expoziția numărul 38 din 97 la 2019 și de să participați la diferite ședințe ordinare de astăzi, 28.02.2019. Punctul 1, da? Aprobarea procesului verbal de ședință ordinară din data de 31.01.2019. Dacă vrea cineva să ia cuvântul aici, are o problemă, dacă nu, supunem. Cine este pentru? Mulțumim. Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al ședinței trecute a fost adoptat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobililor, teren și construcții școală părmânească în spațiu cu destinație cabinete medicale. Domnul primar, da, foarte pe scurt, am discutat pe comisie. Este vorba de schimbarea destinației imobililor, teren și clădire de la fosta școală părmânească, pe care vrem să o transformăm într-o clădire în care să funcționeze cabinetele medicale. Procedura și legislația spune că înainte de a schimba destinația, trebuie să Consiliul Local să dea o hotărâre de Consiliu, urmând să cerem avizul Ministerului Învățământului. Deci, practic, astăzi suntem în faza de a emite, de a aproba această hotărâre de Consiliu, după care vom solicita avizul Ministerului Învățământului. După obținerea avizului, practic, vom schimba destinația din școală ce a fost acolo la Dămânească, în cabinete medicale. O clădire în care, sigur, va trebui să facem niște modernizări, niște investiții acolo, care să aibă destinație de cabinete medicale și, sigur, vorbim acolo de spații care vor fi închiriate de medici, fie de, eu știu, diverse specialități în funcție de nevoia de la Dărmănești, fie medici de familie, vom vedea la momentul respectiv. De modernizare pentru zicele de zbor. Deci avem făcut o situație pe clădirea respectivă. O parte din lucrări le vom face cu angajații din primărie. Deja am și început să modernizăm. Aveam acolo o clădire în care au funcționat DC-urile fostei școli. Acea clădire nu mai era improprie și partea de zid de construcție o facem cu oamenii primăriei, iar cealaltă a fost scoasă la licitație și ce nu putem noi face, vom contracta pe seară. Mai ia cineva cuvântul la acest punct? Domnul Balaș. Poate găsim o soluție și pentru școala de la Sălătruc. Aceeași destinație. Se găsim în viitorul. Aceeași destinație. Se degradează și păcat de școală. Destul de spații sunt multe. Păcat, nu știu, pentru școala de la Sălătruc, după calculele care le-am făcut, cred că am putea să amenajăm acolo un spațiu destinat, pe de o parte, persoanelor care au, eu știu, probleme de acest gen. Sigur că să vedem cum reușim să scoatem, să obținem acest aviz de la Ministerul Învățământului, ne axăm și pe școala. Domnul primar, dacă v-am gândit într-o ședință acum câțiva ani despre școala Sălătruc, am avut o discuție, să facem un centru de refugiu pentru persoanele abuzate. Exact, fizic. Deci ar trebui continuat acest proiect și realizat că noi nu avem așa ceva în localitate. Sau calamite. Sau persoane calamitate. Deci asta e destinația. A fost și un caz acum la asistență socială cu 4 copii abandonați. Când a venit, da, de la acolo să-i treia, chiar că era deci, cam asta e destinația. Dacă nu avem de întrebănești cu centru din asta. Dacă se intenționează să schimbați destinația sau să dați o destinație precisă acestei școli, trebuie interveniți cât mai repede posibil, pentru că dacă o să mergem, trebuie să vă întâlnim. Deja acoperișul trebuie refăcut în proporție de 99,9 perioadă 9%. Eu zic că într-o ședință viitoare vom solicita și pentru școala asta, o ținere avizul care este
este învățământ. Nu știu pereții cât mai sunt trainici, dar acoperișul este distrus. Acolo trebuie să facem o expertiză. O avem în vedere și încercăm în măsura resurselor financiare să facem ce acolo. Oricum, chestia asta putem mâna scris foarte. Mai ia cineva cuvântul la acest punct? Dacă nu mai ține cuvântul, supunem la aprobările dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului teren și construcției școala Dărmănească a fost adoptat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție DALEA, indicatorului tehnic economic și a devizului general pentru obiectivul lucrări de modernizare strada Plopu, în conformitate cu ordonanța Guvernului 114 din 2018. Domnul primar. Foarte pe scurt, în cursul anului 2018, spre sfârșit, noi am aprobat indicatorii tehnico-economici, DALIU și sursele de finanțare pentru, am spus noi, asfaltarea unui kilometru de drum la în cartierul Plop, din buget local. În decembrie, așa după cum bine știți, decembrie 2018, Guvernul a emis ordonanța de urgență 114, care modifică salariile constructorilor. Astăzi, acest proiect de hotărâre vine să actualizeze costurile și daliul de la drumul Plop în funcție de ordonanța 114. Altfel spus, față de devizul pe care noi l-am aprobat în 2018, avem o cheltuială suplimentară din bugetul local de 150.000 de RON. Deci, practic, acum, kilometru de drum la Plopu ne ajunge undeva 1.000.000 de lei față de 800 și ceva de mii de lei cât era înainte de actualizarea documentației. Ca să putem scoate la licitație proiectare și execuție, trebuie să actualizăm, așa cum am spus, cu prevederile ordonanței 114. Modernizare înseamnă și șansuri și treceri spre curți? Există un dalier și în acel dalier, în funcție de condițiile tehnice din teren, pentru că avem drumul care duce spre biserică, este foarte, foarte îngust, foarte îngust, proiectantul va prevedea acolo și o posibilă rigolă, pentru că dacă are 4 metri și mai pune și rigolă, nu mai ce plănime pe el. O rigolă acoperită, nu știu. Vedem, noi suntem în faza de a scoate la licitație proiectare și execuție. La proiect, cel care vine și câștigă proiectarea, va trebui să găsească o soluție pe tema. Da, domnul. Totuși, vă rog, până aprobăm aceste lucrări prin DALI, vă rog să luăm măsuri la pârâul ăla care se termină la strada Plopu, unde trece în satul ăla, mi-am rupt bara la mașină, deci efect nu se poate trece. Domn primar, hai să căutăm un tub să putem traversa pârâul. Am s-o ridicat și în ședința de am picat tocmai eu în capcana asta. Am spus și hai să trebuie un tub. Avem și tubul pregătit. Deci am pregătit și tubul, cum vremea ne permite, era înghețat. Deci trebuie să intervenim. Neapărat. Deci cu siguranță. Tot este vorba despre drumul și așa este o problemă foarte gravă acolo la intrare pe Poiște. Sunt niște gropi, am vorbit de vreo 3 ori în ședință, știu că se așteaptă răspunsul de la cei de la canalizare, că ei sunt răspunzători, dar trebuie intervenit. Înțeles, era legat de... Mai sunt probleme pe punctul 3? Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării daliului indicator tehnic și de viz general, lucrări de modernizare strada Plopu, a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a suprafeței de 4.913 metri pătrați teren, aparținând domeniul privat al OAT Dărmănești, punct pensiunea Cabana Șoimu, strada Calea Trotușului. Foarte pe scurt, așa după cum bine știți și în cursul anului 2018, ne-am îndreptat spre resursele pe care primăria le are și nu sunt exploatate suficient de bine, în așa fel încât să aducem cât mai mulți bani la bugetul local să ne putem finanța aceste proiecte. În zona Calea Trotușului Pensiune Șoimu, noi aveam... Primăria are niște proprietăți, niște terenuri acolo care erau nefolosite.
Am scos la licitație acele terenuri și în cursul anului 2018 și 2017. Astăzi mai avem un singur teren acolo, de mai multe ori l-am scos la licitație și unele au fost adjudecate, altele nu. Astăzi mai avem 4.913 metri teren în acea zonă care nu este folosit. Avem o solicitare din partea unei firme de construcții care vrea să dezvolte acolo un obiectiv, să investească, să creeze niște locuri de muncă și urmând procedura legală, scoatem la licitație să vedem, sperăm să se înscrie și în acest fel, practic noi am încasat undeva peste 20.000 de lei anual doar din acea concesiune și ce mai avem acolo. Sperăm să găsim pe cineva, agent economic, și să dezvolte și o investiție, să creeze și locuri de muncă și, sigur, să ne încasăm și noi bani. Dacă sunt întrebări... Domnul Valaș. Ca și în ședința pe comisie, adică dacă îl dăm acest teren, n-aș vrea pe aia din jur să-i afecteze cumva activitatea pe care îl desfășoară cel ce va câștiga acest teren. Nu știu. Deci, sunt pensiunile din zona, adică să nu le creeze disconfort, să gândesc, să nu... Nu încercăm să creăm disconfort unora sau altora. Acolo există și un service auto și nu cred că vor fi probleme. Și eu zona industrială. E economică. Ba da, uite, tocmai asta vreau să ridic. Dacă totuși mai sunt solicitări pentru închirierea de terenuri din proprietatea UAT-ului, hai să impunem și noi primăria să cerem. Ne-ar fi necesar un concasor de piatră, pentru că avem forță de muncă disponibilă să strângem piatra, să o concasăm, să remediem drumurile. Da. Ce se vrea să facă acolo? Deci, noi avem o solicitare din partea unui agent economic să punem la dispoziție o suprafață de teren de 3-4.000 de metri pătrați să dezvolte o investiție. Investiție, din ce am înțeles eu, ar fi o stație de betoane. O stație de betoane. Și nu e rău, dacă... nouă pentru primărie, pentru oară, o stație de... Că parcă a venit doar cineva. Deci noi avem, dacă vă aduceți aminte, anul trecut am concesionat în Lunca de la Joseni o suprafață de teren, tot așa, vreo 3.000 de metri, pentru o balastieră și a primit avizul recent. Eu cred că în primăvară va monta acolo o stație de sortare și ce au ei nevoie. Da. Mai ia cineva cuvântul la punctul 4? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 4.913 metri pătrați a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin intermediarii directe a unei suprafețe de 22 de metri pătrați situată în zona complex Piață Centru, oraș Dărmănești, către Partidul ALDE filială județeană Bacău. Deci am primit la MAP o adresă de la președintele filialei ALDE Bacău, care este interesat să închirieze un spațiu în vederea deschiderii unui cabinet senatorial sau de deputat sau ce mai au. Legea partidelor spune foarte clar că UAT-urile atunci când au la dispoziție acele terenuri trebuie să le pună la dispoziție. Și ca să parcurgem procedura legală, se putea să facem acest lucru, încheia acest contract în baza legii partidelor și fără să mai facem procedura de licitație, noi am zis să mergem pe licitație și să parcurgem exact pașii care sunt impuși de lege. Deci dacă vor veni, noi scoatem la licitație, dacă vor veni și vor solicita, vom face acel contract de închiriere și ce vor face mai departe e problema dumneavoastră. Trebuie să ia cineva cuvântul la punctul 5. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre în elaborarea regulamentului cadru în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiului excedentare din unitățile de învățământ de pe raza administrativă teritorială a orașului Dărmănești. Domnul primar? Da. Este vorba de acele spații excedentare de la unitățile de învățământ, mai exact. Noi avem la unitățile de învățământ, fie săl de sport, fie săl de clasă, fie terenul de sport. După cum bine știți, aceste imobile sunt ale Consiliului Local. Noi le-am dat în administrarea școlilor.
Și aceste imobile mai sunt închiriate ocazional, da? De exemplu, sala de sport de la școala Boiștea sau un teren de sport sau chiar o sală de clasă. Și trebuie să aprobăm un regulament cadru cum se închiriază aceste spații, care sunt taxele pe care directorii de școli le pot percepe și cât la sută din aceste taxe revin Consiliul Local și cât unităților de învățământ. Nu exista până la acest moment un regulament care să reglementeze acest lucru. Existau niște taxe aprobate prin 2012-13, care erau mult, mult dimensionate. Adică o oră de, eu știu, închiria sala de sport de la școala Boiște, undeva 10-15 lei ora. Iar costurile pentru întreținerea, eu știu, pentru căldură și ce avem noi acolo în timpul iernii, sunt mult mai mari. Atunci am propus acest proiect de hotărâre care să vină și să reglementeze în primul rând regulament, să avem un regulament, să știe fiecare pașii pe care trebuie să-i parcurgă în momentul în care are solicitări de acest gen și în al doilea rând, care sunt sumele pe care să le perceapă. Am spus la articolul 4 că sumele încasate de unitățile de învățământ se fac sursă de venit 50% la unitatea de învățământ, 50% la bugetul de stat. Fac precizarea că în 2016, pare mi se, în urma unui control a Curții de Conturi, mi s-a verificat și mi s-a cerut să punem la punct acest regulament, taxe și așa mai departe. Deci vorbim de bugetul local. Vorbim de bugetul local. Deci se fac 50%, se fac surse la bugetul local și 50% la școală. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă vor fi competiții interșcolare, nu vor fi afectate. Nu vorbim de competiții, vorbim de terțe persoane care vin, de exemplu, nu știu... Să închiriezi temporar. Niște, eu știu, tineri din Dărmănești vor să joace un fotbal într-un, nu știu, într-un teren, da? Deci, fără niciun fel de probleme sau... Atunci putem închiria și stadionul de la... Sigur că da, dar avem dat o hotărâre. Noi avem, nu în condițiile astea, avem pentru stadion, pentru că este activ în nostru. Avem dat o hotărâre acolo. Da, deci... Dărâdesc patronatul Consiliului Local și a primăriei special. Se vor desfășura competiții sportive în această sală de sport. Se vor face dacă sub patronajul Consiliului Local. Nu se nu. Pentru că am de gând să depun o hotărâre de pentru o competiție de acest gen. Nu. Dacă, de exemplu, avem un grup de, nu știu, tineri de la Ciumanici care vor să vină să joace și fotbal în sala de la așa. Deci tot ce ține de... Deci din afara... Din afara. Responsabil este cineva de pe tun, exact, de sâmpiriază. Responsabil este unității de învățământ, care nu există persoană care să poate dar eu cred că, spre exemplu, trebuie adaptat la activități sportive. Spre exemplu, un tenis de masă e cam mult 100 de lei pe oră. Consumul energetic e la fel, numai... E corect ceea ce a spus doamna consilieră. Adică e un funcție de competiție. Noi vorbim de nu ce se întâmplă în sală, ci faptul că e în sală. Deci, practic, nu putem să spunem dacă vin doi să joace șah în sala de sport, ce facem? Treaba lor înseamnă că își permit. Treaba lor, ei plătesc un microfon și la repetere. Dacă vin 20 care joacă, nu știu, tenis de picior acolo, la fel închiriază, plătesc cu 100 de lei și fiecare revine cât 5 lei sau 10 lei. Noi vorbim de imobil, pentru că costurile cu acel imobil sunt la fel. Și în situația în care... La fel se încălzește, la fel se spală. Sau, de exemplu, nu-i pe număr de persoane, ci pe locație. Am avut o solicitare, mi-aduc aminte odată, ceva, o biserică, nu știu de care... Nu știu de care, a venit și a spus, domnule, vreți să facem o întâlnire cu credincioșii de pe Valea Trotușului, să-i strângem, ne trebuie o sală mare și așa mai departe. Sigur că acolo participau 200-300 de persoane câte ore. Deci, vorbim de locație, nu de activitatea care se desfășoară în... Sau, de exemplu, am spus o sală de curs. Nu știu, vine cineva să-și prezinte produsele nu știu de care. O reclamă, ceva... La punctul 6, mai ia cineva cuvântul? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru pentru utilizarea temporară a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești a fost adoptat.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali. Domnul primar. Este un proiect pe care l-am inițiat eu, luând în considerare modificările legislative care s-au succedat în cursul anului 2018 și am spus foarte clar aici că indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru numărul maxim de ședințe la care participă este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului și am precizat noi aici că numărul maxim de ședințe, o ședință ordinară și una, două ședințe pe comisii. Și am mai spus că indemnizația lunară de care beneficiază consilierii se va calcula proporțional cu prezența la... Deci dacă avem un coleg care din diverse motive nu este prezent la ședința respectivă, cu siguranță nu va beneficia nici de această indemnizație. Conform legii. În rest, toate sunt... Înainte de a trece la vot, vin cu o propunere. În cazul în care din colegii noștri consilieri sunt care se abțin sau sunt împotrivă, propun să rămână la vechiul nivel. Pentru că nu cred că în cap populisme la ora asta în Consiliul Local. No. Deci în cazul în care sunt unul, dacă sunt. Nu se poate. Este, nu se poate. Eu am venit cu propunerea, având la plasă legea, dumneavoastră votați cum doriți. M-aș bucura și să donați toți indemnizațiile. Nu se poate. Tocmai de asta am vrut să... Da. Să se înțeleagă despre ce e vorba. Își doresc banii dar sunt împotrivă din alte motive. Dar noi considerăm că deja cât mai avem un mandat ăsta vreo 6 luni, e binevenită legea, dar până acum ce am trebuit să luăm, donăm, nu? Am donat către primărie. Au fost donat până acum. Am donat suma care trebuia să... Vedeți că sunt care sunt împotrivă. Da. Nu s-a donat. N-a donat nimeni, să nu înțeleagă cetățenii așa. N-a donat nimeni niciun posibil. A, nu. Dar noi n-am luat, că de asta cetățenii înțeleagă, că noi n-am luat acești bani care ni promiteți, deja. Ni promiteți, dar nu ni-i dați nici pe așa. Să înțeleg că dumneavoastră ați donat ceea ce n-ați luat. Cine ați dat dumneavoastră am donat? De unde se donă dacă nu ne dați? Da. Mai are cineva cuvântul la punctul 7? Să pune la vot. Votează toată lumea, da? Ca să... Cine este pentru? Asta e una limitate. Abține cineva? Nu. Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele non-casnice de pe raza administrativ teritorială a orașului Dărmănești. Domnul primar? Da. Este un proiect de hotărâre la care am lucrat foarte mult. El s-a finalizat, acest proiect de hotărâre, în urma discuțiilor avute în cursul săptămânii cu o parte din agenții economici de pe raza orașului. Noi am invitat toți agenții economici să vină și să stabilim cele mai bune idei și cele mai bune calcule, în așa fel încât să putem încasa această taxă. Despre ce este vorba? Începând de la 1 februarie 2019, operatorul RomPres nu mai ridică gunoiul de la firmele din Dărmănești și a transferat această obligație către primărie. Sincer, nu este un... N-am fi vrut noi, primăria, să preluăm această sarcină, pentru că e o povară în plus. Dar așa s-a stabilit, datorită faptului că operatorul nu reușea să încaseze de la agenții economici aceste sume, agenții economici nu le plăteau. Și atunci am stabilit această taxă, pornind de la niște calcule pe care le cunoaștem din 2018. De exemplu, la nivel de oraș Dărmănești, în fiecare an, agenții economici produc 400 și ceva de tone până în 500 de tone de deșeuri menajere. Mai știm la acest moment... 2019, că pentru a colecta o tonă de deșeu, transporta, selecta și depozita în depozitul de la Bacău, costurile totale cu TVA sunt în jur de 560 de lei. Și atunci, având cantitatea istorică de anul trecut și de acum 2 ani și cunoscând costul pe tonă, ne-am făcut o idee cât ar trebui să fie această taxă, în așa fel încât noi să o și încasăm, să fie suportabilă de către agenții economici și sigur să o transferăm către operator. Am stabilit câteva reguli. În primul rând, noi vom institui prin această hotărâre o taxă și nu un tarif. Taxa nu este purtătoare de TVA și înseamnă că este mai mică. Dacă am fi mers pe un tarif, ar fi trebuit să avem și acea cotă de TVA în plus.
În al doilea rând, taxa specială pentru persoanele juridice de pe raza orașului Dărmănești este stabilită în funcție de mărimea firmei respective. Și am spus noi, taxa este drept rezultat dintre numărul de angajați pe care îl are firma, un coeficient de generare care este stabilit în anexa numărul 1 în funcție de domeniul de activitate și, sigur, un cost per angajat de 15,89 lei pe lună, cost care este transmis de către ADIS și care a rezultat în urma unor calcule. Avem anexele care, sigur, fiecare firmă din Dărmănești se regăsește undeva în acea anexă. O firmă care este mai mică va plăti mai puțin, de exemplu, o firmă, un magazin mixt care, să zicem, sau o firmă care nu are niciun angajat, deși pentru a funcționa ar trebui legal cel puțin un angajat să existe, va plăti o taxă de 50 de lei pe lună. O firmă care are până în 3 angajați va plăti o taxă de 75 de lei pe lună și de aici crește în funcție de numărul de angajați. O firmă cu 4 angajați va plăti 100 de lei și ajungem până la, eu știu, firme care au peste 40 de angajați să plătească undeva 2.000-2.500 de lei pe lună. Există și un regulament la articolul numărul 5, care reglementează cum se încasează această taxă, ce trebuie să facă agenții economici, până când trebuie să vină să declare datele pe care noi le-am solicitat. Aceste date sunt prinse în declarația de impunere și rog agenții economici să vină începând de luni la primărie să completeze această declarație de impunere în care fiecare agent economic, în funcție de activitatea pe care o desfășoară, vine și declară câți angajați are cu extrasul din revisal, adică ne bazăm pe niște date certe, reale, stabilim acea taxă și, sigur, noi o vom încasa. Taxa este plătibilă până în ultima zi a lunii, deci în fiecare lună se plătește taxa respectivă. Există o declarație rectificativă pentru situațiile în care se modifică. Fie se angajează în plus, fie se, eu știu, disponibilizează din angajați. Deci, în termen de 30 de zile de la subvenirea unor modificări, administratorul sau patronul firmei vine și rectifică situația pe care a declarat-o anterior. Sigur că noi vom face periodic verificări la ITM în sensul de a ne confirma dacă agentul economic a declarat real numărul de angajați. Ne vom... vom face verificările la ITM în ceea ce privește numărul de angajați, iar în situația în care se constată că sunt, alte declarații, noi avem prevăzut în acest regulament și niște sancțiuni. Vreau să mai fac precizarea că această taxă pentru agenții economici vine cumva și reglementează un agent economic, situația unui agent economic care nu produce o cantitate de gunoi foarte mare. Adică noi am stabilit 70 de lei sau 50 de lei în condițiile în care acel angajat nu produce 5 tone de gunoi pe lună. Că avem și situații în care firme din Dărmănești nu au niciun angajat sau au un angajat și ei produc cantități foarte mari de gunoi. În situația în care vom constata în teren că la firma respectivă s-a scos o cantitate de gunoi mai mare care nu acoperă valoarea taxei, această taxă va fi corectată în sensul de a se plăti exact pe cantitatea de gunoi pe care a produs-o agentul respectiv. Și vă spun lucrul ăsta pentru că din practică și din istoricul celor de la Rompresta am văzut că sunt firme care la acest moment n-au niciun angajat și au produs niște cantități destul de mari de gunoi pe lună. A doua sau a treia precizare pe care trebuie să o fac este aceea că ne-am propus ca începând din luna iulie 2019 fiecare agent economic să fie taxat în funcție de cât gunoi produce. Ce înseamnă pentru a putea trece la pasul 2? Agenții economici, imediat după ce vin la primărie și fac acea declarație de impunere, începând de luni, trebuie să-și achiziționeze fiecare câte un container, câte o pubelă pentru a putea să-și depună gunoiul în acea pubelă. Până în luna iunie
primăria și-a asumat să achiziționeze un soft cu cod de bare. Pe fiecare pubelă vor fi inscripționate niște coduri de bare care identifică fiecare agent economic. Iar în momentul în care mașina de gunoi va trece pe la firma respectivă, va folosi acel cititor de card, în așa fel încât să știm foarte clar. Un agent economic care a produs 10 pubele va plăti 10 pubele și dacă a produs 2 sau 3, va plăti cât a produs. Vom stabili în iulie un regulament vis-a-vis de aceste pubele, pentru că s-ar putea să avem și atunci surpriza în care agenții economici să nu scoată niciun fel, niciunul, nicio pubelă la mașina de gunoi și să ne pună gunoi în pubelele persoanelor fizice și atunci sigur că vom impune un minim de cantitate care trebuie produs. Vă mai spun că cele 450-500 de tone de gunoi s-au ridicat din Dărmănești și când discutăm cu agenții economici, foarte puțin recunosc că au produs gunoi. Marea lor majoritate spun că nu. O parte din agenții economici pun acel gunoi menajer în pubelele cetățenilor și dacă nu ținem din scurt acest lucru, va trebui ca taxa pe care am stabilit-o de 10 lei pe persoană la persoane fizice să o majorăm. Că noi, primăria, începând din acest an, plătim la câte tone. Spuneam, dacă avem 560 de lei tona per total, câte tone au plecat din Dărmănești, indiferent că e gunoi de la persoane fizice sau juridice, trebuie plătit. Și atunci trebuie să avem o verificare foarte, foarte clară. Dacă agenții economici vor respecta acest regulament, vor respecta această taxă, vor veni și vor declara, așa cum am spus prin acea decizie și acea declarație de impunere, realitatea, nu ar trebui să avem probleme. În situația în care un agent economic nu vine în termenul stabilit să declare, să facă acea declarație de impunere, din oficiu primăria va impune acea firmă bazându-ne pe două lucruri cel puțin. Odată că am emis autorizație de funcționare și știm clar că acel agent funcționează și în al doilea rând vom solicita celor de la ITM un extras din revisal și vedem exact ce angajați au. Eu sper să nu avem probleme și sper să înțeleagă toată lumea că trebuie plătit și acest gunoi. Dacă aveți întrebări. Domnul Mire. Domnul primar, am înțeles foarte clar calculul care l-ați stabilit împreună cu profesioniști, cu cine ne-a zis. Dar sunt firme care au un anumit contract cu un anumit tip de deșeu, care deja are valoare. Și muncitorul de la acea firmă sau muncitore nu pot produce mai mult gunoi decât produce acasă. Muncitorul ăla își produce și acasă gunoi. Și el își plătește 10 lei pe lună. La firmă deja e 50 de lei pe lună. Deci el produce de 5 ori mai mult așa, într-un timp mult mai scurt. Așa e luat în calcul. Mi se pare că nu chiar este foarte bine corelată această chestie. Adică pe muncitor trebuia probabil tot 10 lei pe da. Numai un pic să-mi explic până la capăt ideea. În afară de chestia asta, nu s-a discutat deloc despre gunoiul selectiv. Or, dumneavoastră a spus fiecare agent juridic, agent persoană care juridică, să-și cumpere o pubelă, nu rezolvă problema gunoiului selectiv. Și propunerea mea este următoarea. Primăria să caute un furnizor de pubele pe culori, pe care să imprimăm scriptic ce gunoi se pune în acea pubelă. Sticlă, carton, respectiv plastic, metale, știți cum e. Și zic eu că cel puțin 3 pubele ar trebui. Ar trebui dumneavoastră, instituția noastră administrativă, să găsească un producător de pubele, să facem un contract la nivel de localitate, noi avem habar despre ce vrem. Nu luăm câte societăți, așa, luăm jumătate. Și să le distribuim, la un moment dat a trebuit devenit obligatoriu. Haideți să vă răspund. Și atunci, încă o chestie, ar trebui deja să începem, nu deja, trebuia de mult făcut, și ar trebui să insistăm pe modul de selectare a gunoiului. Că nu să, și la momentul ăsta avem o pubelă, punem toate gunoile, vine mașina la ea
Și noi deja avem probleme cu Uniunea Europeană că nu selectăm gunoiul și producem gunoi foarte mult. Noi nu avem cum să cădem cantitatea de gunoi selectată dacă nu găsim, dacă nu respectăm aceste soluții. Vreau să vă răspund că vreau să înțelegeți din răspunsul meu. În primul rând, acest regulament și această taxă pe care noi astăzi o supunem aprobării se referă la gunoiul menajer. N-am vorbit nimic de alte tipuri de gunoi. N-am vorbit de selectiv. Atenție, vorbim de gunoiul menajer. Pentru gunoiul menajer este stabilită această taxă așa cum rezultă din calcul. Gunoiul menajer se presupune că agentul economic n-are cum să-l valorifice. Nu, el mai ia nimic. Deja. El a selectat deja acest gunoi menajer. Nu am venit să reglementăm ce face el cu gunoiul, de exemplu, cu hârtia. Fiecare agent economic are dreptul să-și încheie un contract cu cine vrea el. Că sunt agenți în Dărmănești care mi-au spus așa. Dom'le, eu vând deșeurile, cartoanele, le dau unei firme și mi-aduce, eu știu, hârtie igienică sau șervețele. Deci n-am venit să ne legăm decât de acel gunoi menajer care n-are ce să mai facă cu el. În situația în care, și de asta foarte bine a spus, fiecare firmă ar trebui să aibă cel puțin 3 pubele, unul în care să pună acest gunoi menajer pentru care mie îmi plătește și vine romprestul și îl ridică, și să mai aibă o, eu știu, o pubelă pentru hârtie, una pentru sticlă și așa mai departe. În ce mi-aș dori eu? Ca acest gunoi reciclabil să fie gratis, adică să nu plătească omul, agentul economic, nimic pentru el, pentru că el poate să producă niște bani. De exemplu, cartoanele, și eu am discutat cu Zamfir și cu cei care sunt mai mari pe aici prin zonă. Au zis, domnule, eu nu plătesc nimic pentru că îmi ridic o firmă de la Vrancea cartoanele. Ba mai mult decât atât, îmi dau ei niște marfă. Avem libertatea fiecare agent economic să-și stabilească. Dacă nu are unde să-l valorifice, vom stabili o dată pe săptămână sau la două săptămâni când romprestul vine și ridică acest gunoi menajer. Legat de pubele, atenție. N-aș vrea ca primăria să se transforme într-un agent între agentul economic și firma care vinde pubele, pentru că pubela aia costă niște bani. Noi nu ne putem permite să cumpărăm pubelele din banii primăriei și să dăm la agentul economic. Dacă vom face asta, vom cumpăra pentru persoanele fizice. Ce putem noi face? Ce putem noi face? Deci noi, da. Atenție. Noi deja ne-am gândit și purtăm discuții cu agenții economici care comercializează aceste tipuri de pubele. Să poată să fie compatibile cu mașinile romprestului, că degeaba luăm niște pubele și nu le poate descărca respectivul. Și putem să facem o informare către agenții economici din Dărmănești. Să spunem că tipul de pubelă este modelul X, da? Și că poate fi achiziționat de la culoare și așa mai departe. Dar rămâne în sarcina fiecărui agent economic să negocieze, să-și cumpere de unde vrea. De exemplu, are Dedeman, să zic, are tipul ăsta de pubelă. Nu știu, poate omul îi convine de acolo. Deci noi putem doar să facem partea de informativ, să venim să spunem că tipul de pubelă este X sau Y, iar fiecare trebuie să își achiziționeze aceste pubele. Mai mult decât atât, să știți că Romprestul are niște pubele care le-a dat, de exemplu, la liceu. A dat niște pubele sau la nu știu care școală. Și cere chirie pe el. Și când tragi, linie, e mult mai rentabil să-ți cumperi tu pubela ta decât să închiriezi. Noi mai avem la primărie acele eurocontainere de 1,1 metri cub pe care le avem într-o magazie și am putea, dar ele sunt cam greu de utilizat alea. Adică sunt destul de masive, sunt destul de mari. S-ar putea un agent economic care produce puțin gunoi, el are o pubelă undeva într-un spațiu, nu car căruciorul ăla după el. Dar, repet, putem să facem și cu siguranță vom face aceste informări către agenții economici, da? Vom da firmele care sunt producătoare, vom spune tipul de pubelă, culoarea și sigur ar fi ideal ca fiecare să avem, nu, să avem 100 de... Cu siguranță gunoiul menajer va trebui pubela să aibă o anumită culoare, eu știu cartonul o anumită culoare și așa mai departe. Dar aici, cred că nu e problema noastră, pentru că fiecare agent economic trebuie să obțină autorizație de mediu și atunci când obțin autorizația de mediu, în funcție de specificul activității, se impune să facă contracte cu firme specializate pe tipuri de deșeuri. Și nu cred că nu. Știți ce gunoi menajer produce un muncitor la o... Nu obții autorizație de mediu fără... La o fabrică de produse din fier. Ăla taie pe strung, fierul se vinde, nu ar fi o problemă. La lemn, face... Dar produce și gunoi menajer. Știți ce produce? Vine cu hârtia care își aduce salamul și pâine și ia coaja de salam,
hârtiuța, ăla e că hârtiuța e hârtiuța care merge la carton ard. Coaja de salame. De ce trebuie să dea 50 de lei în loc de 10 lei pe lună? Oamenii care mi-aș dori ca să, agentul economic să plătească cel mai puțin. Avem două lucruri, cel puțin, la care trebuie să ne raportăm. Avem niște standarde naționale făcute de specialiști care spun că o firmă care are un angajat 2 sau 3 produc 0,96 kg pe zi. Sunt stabilite, adică noi dacă ne ducem cu 0,1 sau serie 13400. Dacă vă uitați în acest standard, veți vedea că pentru oraș, pentru așa, un angajat, unul care lucrează, nu știu ce. De exemplu, unele, atenție, deci este un standard. Noi trebuie să ținem cont de noi trebuie să ținem cont de aceste standarde pentru că sunt aprobate de lege. De exemplu, un elev produce 0,26 kg pe zi. Gândiți-vă liceul care are 700-800 de elevi. Ce ar însemna? Acum este o medie. A doua chestie foarte importantă. Dacă ținem cont de faptul că la Dămănești se produc într-un an de zile 450 de tone, ne întrebăm, după principiul ăsta, ar trebui să avem 50 de tone. Dar se produc 450 de tone, nu numai 50 de tone. Iată că undeva unul s-ar putea să producă mai puțin, dar cu siguranță sunt. Nu vă spun, de exemplu, în aceste standarde, când vorbim de firmă, nu vorbim doar de angajați. Deci, dacă luăm un restaurant, câți clienți vin acolo? Dacă luăm un taxi, câți clienți au fost plimbați cu mașina? Da? Deci firma este prevăzută. Da. Ce ar trebui să mai precizez aici? Vedeți că este încă o anexă, deci vorbim de prima anexă pentru persoanele non-casnice și ne-am referit pentru agenții economici și am stabilit acea formulă de calcul. Și avem anexa 2 la hotărâre privind cuantumul lunar a taxei de salubritate pentru persoanele non-casnice și am vorbit noi instituții publice, medicale și așa mai departe. Am introdus aici școlile din Dărmănești, căminul de la Vermești de bolnavi, farmaciile, cabinete medicale, biserici și alte persoane juridice asimilabile. Ce înseamnă aici? Nu puteau suporta, dacă păstram relația de calcul ca la agenții economici, aceste instituții, de exemplu, liceul de la Dărmănești, având 70 de profesori angajați și 700 și ceva de elevi, ar fi trebuit, după acea formulă de calcul, să plătească undeva 4-5 mii de lei, 6 mii de lei lunar, ceea ce însemna depășea costul. Adică nu era sustenabil și ar trebui noi să susținem din bugetul local. Am întrebat acești directori de instituții care a fost costul și mi-au spus fiecare. Domnule, de exemplu, liceul tehnologic plătea anul trecut în jur de 1500 de lei pe lună. Dacă ținem cont de 560 de lei cât am zis tona, înseamnă aproape 3 tone de gunoi menajer lunar s-au ridicat de acolo. Sigur, de exemplu, spitalul de la centrul de la Vermești plătea 2500 de lei pe lună, adică aproape 5 tone de gunoi menajer pe lună. Și am stabilit aceste sume ca să poată să fie suportabile și am mai spus așa, cuantumul taxei de salubritate va fi proporțional cu cantitatea, adică nu îți iau, 70 de lei sau 100 de lei și tu îmi produci 5 tone, că ar trebui diferența să o plătim. Este o perioadă tranzitorie până vom trece la acel cod de bare. Și dacă vom trece la acel cod de bare, fiecare, sigur că își reglementează situația. Nu să mai vedem odată. Neapărat să încercăm să informăm populația modul de selectare a gunoiului. Și această informare a trebuit și predată și în școli. Să pregătească copiii de mici să învețe cum se selectează gunoiul, ca să nu ajungă în situația
când o crește mai mare, să facă ce se întâmplă acum pe diferite zone, malul apelor, malul margini de drumuri, la pădure. Eu mi-aș dori ca de la 1 iulie, când ne propunem să trecem la acest cod de bare pentru persoane juridice, să trecem la codul de bare și pentru persoane fizice. Ar fi o mare provocare pentru noi, ca fiecare cetățean acasă să aibă pe pubela care o are acolo, acel cod de bare. Pentru că veți vedea, de exemplu, am trecut pe zilele trecute pe stradă și am văzut persoane fizice care în evidența noastră au declarat că nu stă nimeni acolo, că au scos 6-7 saci de tot felul la poartă. Adică cineva acolo n-a fost serios. A spus, sau a spus că e o persoană, deci ne-am dus pe stradă și noi facem evidența asta. Da? Și el spune, la numărul 103 nu stă nimeni acolo, că toți sunt plecați din țară sau nu știu ce sunt. Și el avea 9 saci la poartă. Ba, merge, păi, dați seama că noi avem un delegat, dar noi facem această situație foarte clar și sigur că... Deci ideea este tot ce se poate recicla în curte, tot ce se poate folosi... Când niște verificări probate și când se înceapă, da. Când se începe colectarea cu noi, la groapa de cu noi. Ne-am luat și aceste măsuri, am dat o dispoziție, domnul viceprimar și cu domnul Covaci, care se ocupă de treaba asta, la fiecare mașină, deci însoțește mașina de romprest, verifică dacă vine goală mașina, da? Verifică de unde se încarcă, ce se încarcă și nu cărăm betoane și astea și se duce la stația de tratare de la Onești, unde verifică cântarul. De exemplu, prima mașină a avut 6,5 tone, a doua mașină a avut 10,5 tone. Da? Deci, exact pe tară, pe cântar, avem confirmare. Adică ne-am luat și măsurile astea ca să nu avem niciun fel de probleme. Dacă mai aveți ceva întrebări... Domnul Balaș. Dacă tot am vorbit de salubrizare, aș avea o întrebare. Sunt persoane fizice care vin să-și plătească taxele și impozitele. Da. În general, pensionarii sunt cei mai disciplinați în acest sens. Și la primărie li se cere să plătească anticipat taxa de salubrizare pe 6 luni. Și nu, mi se pare că nu-i corect. Da. Nu, 2 luni, să zicem 3 luni. Da. Adică nu putem obliga oamenii. Ei beneficiază de 10% pentru taxe și impozite, nu pentru gunoi sau... Și aș vrea să informați populația că... Am avut o discuție de care... Ce sens? Fiind o taxă specială de gunoi, vorbim de taxe și impozite. Și spune codul fiscal că beneficiază de reducerea aia de 10% persoana care și-a achitat integral taxele și impozitele. Noi avem o taxă pentru gunoi. Și am cerut și am spus, domnule, pot să-i dau... Atenție, nu, e taxă, vorbim de taxă. Taxă. Nu, noi nu, taxă, da? Și am întrebat, domnule, putem să dăm acel 10% în condițiile în care omul își plătește doar impozitul pe casă și impozitul pe teren și restul nu plătește? Și mi s-a răspuns că nu. Pentru că el, în momentul în care și-a plătit taxele și impozitele, beneficiază de 10% discontul ăla. Da, mă pun o întrebare. Da. Dacă persoana care a achitat taxa și impozite pe 6 luni sau pe 12 luni, ca să beneficieze de 10% integral, din două persoane, unul moare. Ce faceți? Avem rectificativă și eu am spus, avem o declarație, atenție, avem o declarație rectificativă. Omul vine și spune, domnule, am plătit 100 de lei anul ăsta, în data de iulie sau august s-a întâmplat următorul lucru, am plecat din țară sau a decedat cineva. Vine și se face recalculare și avem situații de genul ăsta. Sunt o grămadă de oameni care vin și justifică, clar, a venit cu certificatul de deces, ce să-i spun eu? Da, domnule, se face recalculare la sfârșitul anului 2019. El, face recalculare. El are de plătit 4 milioane pe taxe și impozite, de rest plătit și tot ce are, și pe gunoi plătește undeva tot 4 milioane. Da. E o sumă cam mare. Este enorm de mare, dar repet, vedeți că situația în care astăzi am ajuns, nu datorită mie sau dumneavoastră, noi am intrat, când am intrat în acest adis, care este o mare, mare problemă. Pentru că așa cum se vede, taxele cresc pe zi ce trece și la un moment dat devin insuportabile. Domnul primar, problemă. Sunt persoane care deja și-au plătit pe toate 12 luni, inclusiv taxa pe gunoi. Și acum am pun problema, domnule, eu am plătit, dar gunoiul nu mi-l ia. Mi-a venit, mi-am adus aminte că am fost întrebat și voiam să explicați acum că să află populația despre ce. În februarie, vedeți că noi mergem acum în regim limitativ, cum au spus ei, datorită faptului că nu suntem de acord
să plătim în plus niște taxe care nu ni se cuvin. Adică, să înțeleagă cetățenii, cei care ne-au strâns gunoiul anul trecut, au spus că la nivel de județ Bacău au ieșit în pierdere și au stabilit niște sume în plus de recuperat, deficit. De asta nu ni se ridică gunoiul normal la acest moment, pentru că n-am fost de acord ca cetățenii să plătească acea pierdere pe care au avut-o Roprest în 2018. Și am spus, domnule, dacă în instanță ne va obliga instanța să plătim, vom vedea ce soluții găsim acolo. Că nu avem acești bani. Noi, tot gunoiul care a fost anul trecut ridicat, a fost și plătit. Deci noi am plătit 912.000 anul trecut, tot gunoiul care ni s-a luat. Ei, ni se mai cere în plus. Și atunci, de exemplu, în luna, vedeți că noi mergem în regim limitativ acum. Gunoiul care a fost în luna februarie strâns în curtea omului, îl pun în mașină acum, da? Și noi ne uităm la ce cantități de gunoi se ridică. Pentru că dacă de la poarta omului nu se ridică niciun gunoi, nici noi n-am avea de plătit la ceilalți. Repet, deci această cantitate de gunoi care a fost ars în curte sau ce a fost sau, mă rog, ce s-a făcut cu ea, n-ar trebui să o plătească. Dar dacă vom trece pe codul ăla de bare și fiecare are cubela lui, atunci e reglementată situația. Păi se face echivalent la o cubelă, două, astea și când vine să ridice, deci duce mare 10 kg sau... Nu, o cubelă, deci în regulament, noi am scris că este, cubela este exprimată în metri cub, de exemplu, cubela are 0,2 metri cub. Sau 1 metri cub. Și știm că 0,2 metri cub înseamnă, nu știu, 30 de kilograme. Și atunci n-ar mai fi discuție de vertorul ăsta, plătește fiecare cât produce. Așa, aici trebuie să ajungem și mi-am stabilit ca țin undeva luna iulie. Da? Sperăm să ne putem... Da. Da. Domnul Roman, vă rog. Da. Mă bucur de această discuție, deși punctul nostru se referă doar la persoanele juridice, non-casnice. Dumneavoastră ați fost la o ședință și toți consilierii au fost întrebați când și cum se reia ridicarea gunoiului, pentru că am înțeles că vine mașina o dată pe săptămână, nu mai vine și se respectă turnul sub străzi. Explicați oamenilor că se filmează și de asta toți cred că ați fost întrebați ce se întâmplă cu gunoiul. Am solicitat avizului să ne spună mașina aia când vine și nu ni s-a dat un răspuns, am făcut o adresă scrisă, cert este că în momentul în care ni se confirmă mașina, noi cu o zi înainte vom anunța cartierul. Noi încercăm să trecem prin toate cartierele. Săptămâna asta s-a ridicat de la Sălătruc strada energie principală, săptămâna viitoare vor ridica Poiană, tot ce avem, Boiște și așa mai departe, vedem cât se umple. A fost ceva de abuzuri. Deci noi vom anunța, dinainte cu o zi, dar a început colectarea gunoiului. A început o mașină pe strada Valea Auzului, la fiecare poartă sunt saci de gunoi. Iar câinii bagagoși au împrăștat totul. Tot noi ne facem greutăți. Trebuie să înțelegeți că acele mașini vin una de săptămână. Am înțeles. Și noi trebuie să le explicăm oamenilor. Asta facem. Le explicăm oamenilor. V-am spus că trimitem poliția locală și informează. Domnule, scoateți mașina asta. Gunoiul ăsta nu. Domnule, da. Mașina poate intra pe toate străzile. Am avut discuție la Sălătruc, referitor... Noi cerem mașina mare, pentru că mașina mare are 10 tone, mașina mică are 6 tone. Și interesul nostru fiind o singură mașină pe săptămână, să luăm cât mai mult. Deci asta e. Nu poți să aduc mașina mică pe... Să scoam. O altă problemă, sper că după iulie 2019 să revenim cu o nouă hotărâre de Consiliul Local, întrucât această taxă pe pubelă la biserici nu va putea fi aplicată, întrucât nu va, ei scot o mașină întreagă de coroane dintr-o biserică. Nu cred că poți să plătești cu 50 de lei această cantitate. Să găsim o soluție noi, locală. Păi, odată ăștia, aia trebuie, dacă alea sunt naturale, trebuie tocate. Dacă sunt plasticuri, trebuie duse la plasticuri. Că astea sunt coroanele, nu? Sigur, da. Lemn de braț, ce ai tocat, dat la ceea. Cineva trebuie să le despoase, să despoase. Aia trebuie găsit. Alea, o soluție locală. Vom discuta cu preoții și vom găsi o soluție ca să... Domnul Moise. Cum vom anunța cetățenii în ce zi se ridică cu noi? Păi ce-am spus-o mai ales? Păi cum? Vom aștept portapoci. Am spus, dacă ați înțelegeați, v-am spus că ne-am făcut o adresă la și ni se comunică, de exemplu, săptămâna mâine, atunci spune, săptămâna viitoare, miercuri, vine și colectează.
mașina stă la dispoziția primăriei, noi stabilim de marți unde intervenim, da? Și marți noi anunțăm cetățenii să aduce poliția locală pe stradă, străzile respective, și spune, domnule, da, marți, la ora X, mașina de acolo e bine. Deci, vom continua, am mers pe strada energiei, am spus, luăm colonia veche, colonia nouă, o iană, voiște și așa mai departe. Deci, eu am spus asta. Deci, oamenii să nu scoată... Să nu scoată decât în momentul în care sunt anunțați de către... Mai ia cineva cuvântul la punctul 8? Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Bun. Abțineri? Bursa. Împotrivă? Cu 16 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut. Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele non-casnice a fost adoptat. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării susținerilor de finanțare de vizul general și indicatorii tehnici economici conform ordonanței 114 pentru obiectivul de investiții creștere eficienței energetice și a blocurilor de locuințe din orașul Dărmănești. Domnul primar, aveți. Da, este vorba de proiectul cu blocurile din Dărmănești. Așa cum am spus și mai devreme, ordonanța 114 dată în decembrie a schimbat un pic calculele, adică a mai pus niște sarcini financiare în sarcina noastră și a cetățenilor, sigur. Inițial s-a vorbit că acel surplus financiar va fi susținut din fondurile europene. Fondurile europene n-au fost de acord. E vorba de ordonanța care a dat-o guvernul cu creșterea salariilor la constructori. Și, practic, nouă ne-a pus un bolovan legat de gât. Inițial, valoarea proiectului era 2 milioane și ceva de lei. După reactualizare, vorbim de vreo 250.000 de lei în plus. Acești 200.000, da, acești bani suportă în mare parte primăria, adică noi trebuia să punem inițial 5 miliarde la, vorbesc în lei vechi, poate mai ușor de înțeles, 5 miliarde, acum trebuie să punem 7 miliarde și ceva, iar proprietarii, cei care beneficiază de, inițial aveau 4 miliarde și vreo 700, acum pun 5 miliarde și ceva. Nu este o creștere foarte mare, dar cei care vor să se înscrie să execute aceste lucrări mi-au spus foarte clar, dacă nu actualizați devizele, noi nu ne înscriem la licitații. Și imediat după ce veți aproba acest proiect de hotărâre, noi trebuie săptămâna viitoare vom lansa din nou licitație pentru execuție. Avem certitudinea că se vor înscrie firme, pentru că ne-au contactat și din Cluj și din București mai multe firme care ne-au spus, ne-au cerut clarificări și în baza legislației românești, noi trebuie să corectăm aceste clarificări. Adică ne-au spus, minim trebuie să aveți ora pentru constructor 17 lei și 90 ceva, iar noi aveam 14 lei cât era în aici. Deci despre asta este vorba. Deci în sarcina frâi și cine a făcut? Da, deci cu sprijinul Guvernului României... Ia cineva cuvântul la punctul 9? Domnul Desi. Da, domnul Desi. Spune. După ce se vor monta acele geamuri, ce întâmplări. Da. Aveți în vedere și o anveloparea pentru aceste blocuri? Da, este și acoperișul. Și perfect. Dumnezeu, dă 2 milioane de lei pentru plafonul. Ce nu avem noi prins și va trebui și prindem instalația? Nu de bloc. Ce în jurul blocului? Deci noi, pe lista de investiții, pe bugetul 2019, trebuie să prindem din buget local altă problemă, amenajarea spațiului din jurul blocurilor. Pentru că oamenii ăștia vor veni, vor face acele blocuri, iar restul scade în sacina noastră. Avem tot felul de anexe, de cotețe, de tot felul de grădini, grădinuțe și tot felul de lucruri în jurul blocului. E, acolo trebuie să venim noi cu alee, pavată, cu un loc de parcare, cu, în funcție de și ce pretind locatarii de acolo. Deci vom avea, după ce începe contractul de lucrări aici, vom avea discuții cu fiecare asociație de proprietari să vedem câte mașini sunt, câte locuri de parcare, loc pentru joacă. Deci, locuri. Locuri de parcare, exact, exact. Exact, da? Deci ce avem acum a stratul de ceapă va trebui să cam dispară sau alte lucruri. Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc.
Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind actualizarea surselor de finanțare pentru proiectul creșterea eficienței energetice a blocurilor a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre prin actualizarea indicatorului economic ai devizului general și asigurarea cu finanțări de la bugetul local, conform ordonanței 14, din proiectul modernizării domnului de nești local, strada Rives, Lapoș, din cartierul Rapoș, oraș Dărmănești, de Zăbator. Da, este vorba de asfaltarea de la Lapoș, exact aceeași poveste cu ordonanța 114, care le-a afectat pe toate proiectele din țara asta. În acest proiect, finanțarea vine de la bugetul național prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Inițial s-a spus că costul suplimentar va fi suportat de PNDL. Am făcut o adresă. Din acea adresă rezultă că acele costuri suplimentare trebuie să le suporte Consiliul Local, pentru că statul nu mai are de unde suplimenta. Și la proiectul de la Lapoș, dacă inițial noi trebuia să punem de la bugetul local 2 miliarde și ceva, acum trebuie să punem 4 miliarde și ceva, deci costul suplimentar de 2 miliarde care rezultă din creșterea salariului la constructori, trebuie să-l suportăm noi. Exact ca și la blocuri și la... Deci este o povară în plus pentru noi, punem 2 miliarde la blocuri, punem 2 miliarde aici, punem 2 miliarde nu știu pe unde și constatăm. Dar, repet, pentru 48 de miliarde merită să mai punem ceva în plus ca să... Deci e vorba de același lucru. Ia cineva cuvântul la punctul 10? Dacă nu ia cineva cuvântul, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, a fost adoptat și ultimul proiect de pe ordinea de zi. Punctul 11 diverse. Domnul Mira s-a înscris la cuvânt. Domnul Desma. Înainte de a... Domnul Micuș. Domnul Tiurciucă, domnul Moise. Și atât. Înainte de a intra pe... Pe discuții, două lucruri ar vrea să vă spun. În cursul săptămânii trecute am semnat contractul de finanțare pentru a construi un centru de zi pentru persoane vârstnice la Dărmănești. Este vorba de clădirea veche a spitalului din strada Dumbravei, acea clădire principală. Așa, este semnat contractul de finanțare. Undeva 27 de miliarde vor veni doar din fonduri externe pentru reabilitare. Sperăm să reușim să ducem repede la bun sfârșit procedurile de licitație pentru proiect și așa mai departe. Și a doua problemă care vreau să vă aduc în discuție, ne-am apucat de reabilitarea căii ferate pe care, șoseaua de centură pe care am spus noi, anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am cumpărat fosta cale ferată care alimenta rafineria Dărmănești. Este în lucru la acest moment reabilitarea terasamentului. Eu mi-aș dori ca să dăm drumul cel puțin traficului greu pe acest tronson de drum, pentru că el corespunde din punct de vedere al infrastructurii. Deci s-a lățit, o să vă rog să treceți pe acolo, are 8 metri lățime. Intrarea se va face pe la rafinărie, vis-a-vis de rafinărie, pe sub boltă de acolo. E o deschidere, veți vedea. Ce mi-aș dori eu? Să reabilităm acel tronson, acea șosea ocolitoare, pentru că vreau să depunem un proiect pentru... Trebuie găsită și o altă intrare și pe sub boltă pe acolo. Spate de deci, înălțime destul de... S-a dat podul jos, vom demola acel picior de pod. Veți vedea că vom face acolo gabarit în așa fel încât să se poată circula. Există și se va lansa în perioada imediat următoare un program care finanțează din fonduri naționale tipul acesta de lucrări. Și ce trebuie noi să facem? După ce vom asigura, eu știu, ampatamentul străzii și tot ce ține de treaba asta, trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu să transformăm acel imobil din cale ferată ce a fost în drum comunal. Aia și un aviz de la... Deci, tot ce ține de aviz, tot ce ține de treaba asta, practic el va fi un drum comunal, îl vom denumi, să vedem ce denumire îi dăm. El va avea, eu știu, în primă fază
destinație pentru, eu știu, camioane grele și ce mai avem noi acolo. În felul ăsta am putea să scoatem tot ce ține tirurile și care vin cu lemne de pe zona centrală, că ați văzut că drumul nu mai suportă greutățile pe strada energiei și de asta se face praf. Sperăm ca, eu știu, undeva în luna mai, acest proiect de hotărâre să fie pe ordinea de zi, trecerea terenului imobilului din, eu știu, categoria de fostă cale ferată într-un drum comunal. Vă rog la... Atât am avut. Vă rog, scurte... Domnul Mirea. Vreau să vă reamintesc că pe 3 mai este izvorul Tămăduirii. Da. Și am vorbit și anul trecut despre... izvorul de Tăgoșa. Așa. Ar trebui cu această ocazie să avem o locație de luat apă potabilă mult mai ok, că acum nu vreau să fac o chestie tehnică, să explic o chestie cu startul de apace. Aia trebuie făcută ceva specialist, dar e păcat că tot să scumpesc apa, curentul, măcar avem apa aia care o luăm pe gratis, să facem și noi o chestie modernă acolo. Singura noastră reținere să avem genul cu parte. Și să vedem până la Ticaneți acolo, drumul ăla. A trecut iarna. Nu mai prindă iarna viitoare cu acea trambulină acolo. Foarte bine ați zis, profesor. Repuzie v-a aprobat, că Galileu nu a aprobat. Și am colegi de... Ce facem cu câine, vagabond, să mulțesc. O cetățean din cartierul Triaj, pe numele lui Docan Mihai, pe care nu-l cunosc personal, mi-a lăsat o rugăminte pe rețeaua Messenger, mie și prin mine și dumneavoastră, rugându-ne să sprijinim exact pețurile. Da. Cu Doca Mihai am colaborat pe rețele de soare. Știu despre ce e vorba. Este vorba de extinderea rețelei de gaze. Eu am explicat și am spus de multe ori, i-am dat răspuns și nu numai lui, că noi am făcut primii pași pentru a obține avizele în vederea extinderii. Acum se lucrează la un studiu de fezabilitate din partea celor de la Târgu Mureș, să vedem cât ne costă. Nu, peste noapte nu putem face. Eu am spus lui Mihai de vreo 3 ori, dar se pare că na, omul are o problemă și vrea imediat să și-o rezolve. Extinderea rețelei de gaze de la Dărmănești trebuie să fie condiționată în primul rând de cel puțin două lucruri. Cel puțin două lucruri. Noi, și am fost personal la ANRM la București, și mi-au spus așa, domnule, când s-a concesionat rețeaua de gaze la Dărmănești, cei care au făcut treaba asta, trebuia să ceară pe tot Dărmăneștiul. I-au cerut pe niște străduțe. Iar acest operator care este astăzi funcțional la Dărmănești, Delgas Gridu, are dreptul doar pe bucata aia de stradă. Orice extindere, orice cartier nou care încercăm să aducem gaze, trebuie să obținem drept de concesiune de la ANRM. Legislația s-a modificat și mi-a spus cei de la minister că se face o licitație. Deci e o procedură care efectiv nu ține de noi. A doua problemă. Trebuie să vedem după ce se face acest studiu, câți consumatori sunt, câte focuri au acolo, dacă necesarul de gaze, care magistrala care intră în Dărmănești și alimentează orașul, face față noului consum. Adică noi extindem rețeaua pe, am cerut Sălătruc, Lapoș, Triaj, Joseni, și aia înseamnă niște kilometri de rețea. Și au zis, domnule, dar face față. Ce intră la momentul ăsta? Sau trebuie modernizată și artera principală. Da. Ei, toate aceste lucruri rezultă din acel studiu. Când a fost vorba de plata acelui studiu, iar avem și aici 100 de probleme. A dat guvernul o ordonanță care spune că operatorul, cel care are drept de concesiune, este obligat să facă studiu. Dar noi nu avem operator pe tronsoanele astea. Noi la Sălătruc nu avem operator, că ne-a spus aia că de acum stabilești. Și atunci am spus, dom'le, haideți să vedem cât costă acest studiu, să-l plătim noi și să vedem de unde Dumnezeu o luăm. Deci, anul trecut am făcut la fel de mersuri. Anul 2019, în buget, veți vedea că vom avea prinse niște resurse, nu știu cât, că s-ar putea să ne trezim cu sume din astea, care nu sunt suportabile de către noi. Dar măcar pentru, vom avea de falcat. Pentru cartierul Triaj, ne costă 3 lei. După ce facem acel studiu care ne costă niște bani, încep efectiv lucrările. Lucrările trebuie plătite din Consiliul Local, adică țeava efectiv. Și doar partea de branșament
o plătește omul, ce are el acolo. Exact ca la apă, da? Magistrala o face primăria și restul. Dar, cu siguranță, le am în vedere aceste lucruri. Am făcut demersuri la minister, la Delgaz Grid, la peste tot. Săptămâna trecută luni am fost la guvern, am trecut și pe la ANRM pe speța asta. Dar peste noapte nu le putem face. Deci eu mi-aș dori ca anul ăsta să putem să avem niște indicatori, să putem aproba niște indicatori, să venim în Consiliul Local să spunem extinderea de gaze pentru triaj costă 1 miliard și să alocăm bani și să punem acei bani. După aia să venim și să știm foarte clar că ne mai trebuie 1 miliard sau 2 sau 3 ca să facem rețeaua în triaj, să avem bani și să scoatem la licitație și după aia, dacă am tras conducta principală, fiecare cetățean se racordează. Și încă o problemă pe care o mai avem noi, noi trebuie și facem un studiu de oportunitate. Să zicem că noi facem aceste investiții în cartierul X sau Y. Avem o reală problemă. După ce am făcut noi investiția, că nu se leagă omul. Că nu se leagă omul. Și atunci avem o problemă. Pentru că noi, dacă v-a dus aminte, am făcut anul trecut, am trecut prin cartiere. Domnule, vreți să vă brașați? Unii au zis da, după aia unii m-au sunat și mi-au zis, domnule, vă rog să mă tăiați de pe tabelul ăla, că nu mai vreau. Și atunci, dacă facem o investiție de genul ăsta, trebuie să avem certitudinea, că altfel cheltuim banii degeaba. Adică, înainte de a începe în Sănătruc sau în Triaj sau unde vreți dumneavoastră, noi trebuie să avem certitudinea că investim 2-3 miliarde acolo și că măcar 15 oameni, 20 se branșează, că dacă nu... Nu știu prețul, domnule, mai la proiectul de la să răspundeți. Da! Dacă nu au câte costă... 50 de milioane. 14 milioane, acum 50. 50. Deci, gândiți-vă ce spune domnul consilier. Doar branșamentul costă 50 de milioane. Da, știu cazul unei străzi în Zăvoi, care anul trecut a intrat în... rețeaua de gaz, așa, cum ar fi toată partea de săpătură, tot ce a însemnat lucrările de pe drum, au fost suportate de către, nu, au fost suportate de către cetățeni. E.ON a venit cu aparatura, așa, toată treaba s-a terminat undeva în două săptămâni, dar 80% dintre case sunt deja branșate. De când au apărut, când s-a stopat gaura de la conductă, au apărut minim 80% de contoare. Dacă nu ai, deci dacă nu ai cerere, deci pentru un singur om nu merge. Deci este vorba de să știți că am făcut acest studiu de eficiență, l-au făcut cei de la Delgaz Grid și pentru Dărmănești nu există niciun cartier cu eficiență. Adică să facă ei. Și eu am întrebat, domnule, dar unde există? Păi numai unde sunt pe vertical, adică unde sunt blocuri cu 10 etaje sau 8 sau mai știu eu ce, acolo e eficient, că ei fac o lucrare în brașament și se leagă toți. Deci, unde vorbim de case și cum e situația la Dărmănești, cu siguranță ne-a spus cei de la Galbiz că nu e eficient și atunci investițiile trebuie să le facem noi. Le facem, dar avem garanția că nu le-am făcut degeaba, să ne trezim că din 100 de oameni se leagă 5 sau 3. Noi avem nevoie măcar 60-70% din cei de pe stradă să se branșeze. Dacă nu avem 60-70% legați acolo, investiția e făcută... Avem semnături. Avem. Am făcut noi semnături. Avem semnături. Este vorba despre investiții inițiale, care se ridică minim 60 milioane de persoane. Da. Inițiale. Da. Deci vă dați... Fără ce punem noi astea. Deci numai ce trebuie omului... Trebuie să-i sperați. Trebuie să-i Nu, dar nu e de la niște. Am venit cu niște... Realitatea. Niște costuri, da, niște costuri. Realitate. Dar, repet, facem demersurile astea înainte de aprobăm indicatorii în ședință și după aia le ducem fiecare consilier pe zona lui. Noi nu o să avem posibilitatea financiară să extindem numai Sălătucul. Sălătucul este extraordinar de costisitor, pentru că trebuie să facem știu câți kilometri. Ba chiar insistăm pentru Sălătucul, domnule, că va fi o zonă turistică, insistăm pe Sălătucul. Și acele cartiere și acele, da, extindem, sigur. Ne ducem cu rețea de 5 kilometri până în Sălătucul și constați că se leagă 5. Se leagă mai mult, domn primar, ascultați-vă, eu sunt țin. Lemnul, prețul la lemn a urcat fenomenal acum, nu? Deci, vă dați seama, e un difor necesar. Ați trimis, doamnă, domnul Miruș. Dar nu am terminat. Voi să-l cheam. Nu am terminat. Mare domnul Viescu. Da, străzile din Poiană, nu, condamnările, că sunt aproape... Străzile din Poiană, nu pot nici vorbi mai tăi, sunt un om.
sunt aproape impracticabile. Vă rugăm să interveniți cât mai curând, pentru că din ceea ce se vede, timpul va fi într-o continuă încălzire. Deci, cunosc situația. Trebuie să ținem cont de faptul că noi astăzi suntem în 28 februarie, dacă vremea ne permite, ca să nu aruncăm bani degeaba. Pentru că tot din banii cetățenilor cheltuim. Și dacă mergem, intervenim pe străzi și după aia ne mai dă o zăpadă nu știu când, cu siguranță aruncăm efectiv banii, pentru că nu se păstrează strada. Dacă vremea ne permite, și așa cum am spus și în ședința trecută, vedeți că și pe strada energie s-au creat niște gropuri. Cum ne permite vremea și, eu știu, e o perioadă mai lungă cu soare și uscat tăria, nu intervenim, fără niciun fel. Bine, ar fi bine ca cetățenii, cei care se vor plânge în continuare, să înțeleagă că au fost acele dezăpeziri care se folosește sare și sarea seapă. Asta e. Această cauză apar, primăvara apar aceste cratere. Și nu mă arată bănește afară, să nu... Păi, e peste tot, da. Și ultima problemă, rog să sensibilizați poliția locală, da, orașul Târmănești, pentru că vor urma curățenile de primăvară în gospodării și o să ne trezim din cauza faptului că nu se ridică gunoiul. Știu. Cu gunoaie, deja, au început. Da, deja au început. Cei care sunt găsiți în situația asta... Trebuie luate măsuri drastice ca să-i dezobișnim o dată de practica asta. Adică. Domnul Nicoș. Deci de Paști m-am aranjat de mine. Și de la Riea. Nu cred că s-o scumpit acum, că a început exportul. Este de 4 ori, de aprobăm modificări la diferite proiecte, ceea ce reprezintă costul. Costurile impuse, nu sunt acurate. Da, acum înseamnă bani în plus, bani în plus. Din bugetul local, bineînțeles. La gunoi avem iar o diferență destul de mare. Mă întreb și eu, ca simplu cetățean plătitor stat și impozite, de unde mai scoatem banii ăștia? Da, dar nu-i tot, domnule. Vedeți că eu am abit, n-am abit deja. Mai sunt modificări. Întrebarea asta și eu mă rog de 100 de ori. Vreau să vă spun că cele dumneavoastră cu actualizări sunt doar vârfurile de iceberg. Cea mai mare problemă este că s-a modificat filozofia bugetului național și ne-a pus în cârcă toate costurile cu ajutorul social. Deci tot ce ține de plățile persoanelor care beneficiază de disabilități, toate sunt în sarcina noastră. Și ce este și mai important este că noi ne-am făcut o simulare și banii pe care ar trebui să-i primim în plus de la guvern pentru plata acestor sume, acestor cheltuieli, nu acoperă. Deci noi suntem în minus și tot în legea bugetului spune acolo că ordonatorul principal de credite, cu prioritate, va achita întâi drepturile, eu știu, persoanelor cu handicap și după aia dacă mai avem. Deci noi la momentul ăsta avem 105 persoane care beneficiază de indemnizații de handicap, 105 persoane care iau în medie, nu mai știu, 1300 de lei pe lună pe care trebuie să plătim noi. Faceți un calcul 105 ori plus dările la ce mai avem noi și mai avem 32 de persoane angajate, sunt asistenți personali la persoanele cu handicap, care și ăia au salariile lor, da? Și când le punem, că eu chiar le pun pe hârtie și chiar nu ne ies lucrurile de niciun... În condițiile în care taxele și impozitele pentru 2019 au rămas la fel ca în 2019, numai corectate cu inflația. Deci ați văzut acele mișcări la nivel național ale primarilor și nu numai, exact veneau să punteze asta. Practic, banii de investiții trebuie să se ducă spre sprijinul acestor persoane cu handicap. Și eu, noi încercăm să sprijinim că sunt persoane cu handicap din Dărmănești, cu siguranță vom cere o revizuire a tuturor, că nu avem noi dreptul. Nu, ne vine certificatul de handicap și trebuie să luăm cata. Deci, cam astea sunt provocările. Și mai sunt încă un număr de persoane care zilnic vin la noi cu tot felul de cereri ca să vedem dacă nu îi angajăm pentru asistență. Da. Banii sunt foarte puțini, iar nevoile sunt foarte mari. Și mai avem o problemă, să știți că din taxele și impozitele pe care noi le aprobăm aici, încasăm 60%. Deci e o altă problemă, că dacă noi ne bugetăm că vom încasa 5 lei și încasăm numai 3,
E o altă problemă. S-a mai găsit o metodă din casaia față și impozit la acei cetățeni care n-au plătit și nu plătesc. Avem forme de executare, avem forme de executare. Știți că unele măsuri dau efect, dar sunt foarte puține. Și n-ai ce să iei, dar recunosc că am dublat 1.000 de lei, 2.000 de lei, dar n-am niciun efect. Și ce să iei, bă? N-ai ce să iei efectiv nu are. Deci fiecare, să știți că gradul de încasare, noi avem ca prioritate zero și serviciul impozite și taxe. Este direct în subordinea mea, pentru că fără bani nu orice nimic. Vedeți că vorbim de investiții, vorbim de dezvoltare, dar fără bani ce să mănești. Deci e o situație foarte, foarte, foarte dificilă și sperăm să găsim soluții, de asta suntem. Dar spuneți că sunt cetățenii, într-adevăr, care nu au de unde plăti, dar vedem un număr foarte mare de cetățeni, mă refer la cartierul chinezesc de aici, așa, se vede că au de unde plăti. Deci da, la cetățenii la care faceți deșurile, să știți că niciun fel de operațiune nu face la primărie fără să nu le încasăm bani. Deci ai sume, de exemplu, deci în luna februarie am încasat din amenzi, doar din sectorul respectiv, 200 de milioane. 20 de mii de lei. Doar din sectorul respectiv, în luna februarie. Din amenzi, impozitul, pe clădiri. Păi, atenție, acolo sunt toate prinse. Amenzile sunt mai vechi, ei au amenzi de sute de milioane. Dar toată lumea trebuie să contribuie. Ce? Dar v-am dat un exemplu concret, 20.000 de lei, doar din segmentul ăla, pe amenzi. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată înainte. Deci niciodată. Și vedeți cum se roagă, cum vin pe la mine. Eu știu, un post de față. Dar știți cum e? Sunt și oamenii care chiar îi vezi așa cu pieptul scos în față și deja las, nu de aia, care au în ultimii 3 ani n-au plătit nimic la primărie. Sau 4, sau nu știu ce puteți. Domnul președinte, permiteți să se părăsește dintr-o? Da, se părăsește. Este nicio problemă. Punctul de direcție nu este un punct. Obligator. Mulțumesc la mulți ani colegilor pentru o partidă. Și dacă rămâne la diverse, poate să rămâne. Domnul de direcție nici nu face parte din ordine de zi a ședinței. Chiar pe aici. Domnul Arzichel. M-ați speriat. Referitor la gaze, eram și eu propusesul și eu să discut, tot Mihai m-a rugat, dar și eu și pe mine mă interesează, în strada Buciumului, la 10 metri de mine s-a oprit artera principală și acolo suntem. Eu am să fac totuși o investigație în rândul cetățenilor și aduc cereri exacte. În momentul în care am toate cererile, vin la dumneavoastră, le depun și sper. Cum este cazul de asemenea? Zic că e mai ușor. O extindere. E mai ușor, corect. De ce spun de Mihai? Mihai este un cetățean al Dărmăneștiului, este profesor de geografie la liceul la Târgu Ocna, băiatul locuiește în Triaj și e atât de insistent, fiindcă are doi copii mici și este foarte greu să locuiască la casă, o să-ți lemnile mă omoară, plus mizeria, plus nu știu ce. Și el efectiv, da, el efectiv și-a luat gazdă în Târgu Ocna, dar o zice, eu nu renunț, eu rămân în continuare cetățean al Dărmăneștiului. Da, aia e. Deci, cuvântul gaze am terminat. În ședințele precedente, în una din ele, noi am votat clădirile, un impozit mai ca lumea, pentru clădirile deteriorate, degradate. Clădirea gării este în aceleași condiții de deteriorată ca și casele care le-am enumerat noi. Clădirea gării este a căilor ferate, da? Vă spun. Deci, dar e urâtă, e peste măsură de urâtă. Și acolo, dar nu un pic, domnul primar. Și mai au și niște magazini în spate. Exact. Vreau să vă spun că am făcut demersul de o dată, de mai mult curățare regională a Galați, în ideea de a-și putea, așeza aceste clădiri așa cum trebuie. Da. La acest moment, regional a Galați, sau mă rog, departamentul care se ocupă de aceste clădiri, este în faliment. Săptămâna trecută ne-a venit adresă de la ANAF să pună sechestrul pe gară, pe clădirea gării. ANAF-ul a făcut adresă să scoată la vânzare clădirea centrală. Clădirea funcțională. Eu vorbesc de clădirea funcțională și tot ce mai are. Și tot ce mai are în jur. Pentru că acest departament, patrimoniu sau cine Dumnezeu are în gestiune
clădirile respective, firmă a statului român nu și-a mai plătit datoriile la... La ANAF, înțelegeți? Nu, vorbim de patrimoniu, așa se numește, SNCFR, da? Și vă dați seama, dacă ANAF a venit și a pune sechestru pe toate clădirile, nu știu cine, la fel, nu știu ce executor. Aia... Mai punem și noi. Da. Impozitul ăla care... De asta nu ne-au răspuns, practic, nouă, la favorabil la adresele noastre, pentru că ei nu au niciun fel de... Nu au nici bani pentru salariile care... Da. Salariații care au. Pentru că e un mijloc de infecție. Eu nu anticipez. Că tare mă gândesc că acolo se întâmplă și lucruri care nu trebuiesc. Știu eu, mai poți găsi o seringă, mai știu eu ce cu care... Deci, având în vedere... Noi și poliția locală și poliția exact. Națională avem unde de acolo. Da. Dar, eu știu, legat de posibilitatea de a se interveni rapid în clădirea respectivă... Da, e posibil din cauza... CPR-ului sunt nicio formă, da? Sunt nicio... Da. Spunea domnul Descu, de drumuri impracticabile în Ploiană și în Păgube sunt la fel. Și eu știu că anul trecut ați promis și ați mai intervenit. O să vă rog, dacă timpul se liniștește, se încălzește, să aduceți niște mașini de prunc, gropi multe. Cu ce știți că aveți la îndemână și cu ce puteți, vă rog din suflet. Deci, bine, și pe strada mea a Buciumului s-o mai spartă, așa acolo merge niște piață spartă, dar în Păgubeni, și în stânga și în dreapta, eu ieri am fost deci pentru... Deci este vorba de toate străzile. Exact, da, da. Dar după iarnă. Da, ca după iarnă, da. Dar era un noroi ieri în Păgubeni. Rugămintea mea este ca oamenii să aibă și vreau să aveți înțelegere că nu putem cheltui acum, și așa avem foarte puțin bani. Dacă cheltuim acum și punem pe străzi și peste o lună sau o săptămână, exact, da. Vine din nou vremea rea și da. S-a stricat, o să veniți în mai și o să spuneți, hai să facem din nou și mai avem cu ce. Bun, deci noi avem... mai așteptăm. Mai așteptăm până da. Vremea ne permite, da? Deci în momentul în care vremea ne permite și noi chiar suntem, din punct de vedere tehnic, pregătiți pentru asta, intervenim și... Da, intervenim și... Și cu bune intenții. Am înțeles. M-am întâlnit întâmplător cu Anica din Sălătruc. Așa. O zis că vis-a-vis de Anica este o clădire, o ceva cât se poate de degradată. Și ea, ca un simplu cetățean al baracă, nu știu ce e acolo, ca un simplu cetățean, doamnă. E la baracă, primarul. Da, zice, vin atâția vizitatori, strâng aspect orașului. Dacă aveți o posibilitate de rămâne. Da. Da, mulțumesc, atât. Domnul primar, am ridicat problema cu biserica cu montarea unei camere. Repetur cu gunoaie de care cum s-a rugat acum, iar am găsit în parcare, deci e dezastru. N-am cum să stau să urmăresc să prind, că dacă l-aș vedea, nu s-ar prind pe domnul. Da, am trimis acolo și... niște specialiști, camere nu le montăm, noi apelăm la serviciile unor firme. Și am trimis acolo niște specialiști și mi-au spus că nu au internet, n-au cum noi pune camera să ne uităm la aia, deci nu au cum să da. Și de la rachit ar trebui să facem extindere de rețea până în parcarea aia, care costă niște bani foarte serioși. Și atunci nu știu dacă chiar se justifică să cheltuim 150-200 de milioane să ducem internet și ce ne mai trebuie nouă până acum. Deci nu există... Nu cred că are nici... Nu are. Domnul primar, dar nu mai vreau să așa. Vă spun sincer, acum poliția, dacă nu mai este pe timp de noapte, deci... Dar este pe timp de noapte, nu mai este atenție. Este poliția pe timp de noapte, este poliția pe timp de noapte. Și la data ce vrea să se verifice acolo. Și tu poți. Dar trebuie toți cetățenii care sunt acolo să vadă că... Eu nu dacă aș... Majoritatea care am vorbit cu ei, pe bază de semnătură, exact. Care sunt de acord, pentru că timp ce încet timpul din ce în ce mai greu. Și cu lemnele. Nu, e o chestie de viitor. Chiar aici trebuie să o lăsăm făcută pentru generațiile viitoare. Deci, toți care sunt plecați afară, asta îmi trebuie. Da. Poate dă Domnul să rezolvăm cu noi și extindem de asta. În Sălătruc, deci, un bal la Sălătruc s-ar lega, s-ar branșa. Noi trebuie să tragem magistrală. Dacă am dat magistrală, Știți de ce am zis asta? Tot intervine pe linia de apă în vara asta, că am zis să facă modernizări, nu? Tot să fac săpăturile pentru linia de apă. De la rafinerie până la Sălătruc. Nu le putem amestecat. Ele se pare chiar necondiționează ca pe zona care punem conducta
comunitatea de gază, dar timp cu comunitatea. Adică n-ai voie. Nu poți în acest lucru. Da. Din Lombard, trei puncte. Litiga, Fructesport și Răchită. Sunt niște goluri în asfalt. Nu acum, după ce se reface timpul. Au rămas de anul trecut. Deci, sunt niște cratere acum. Intri cu mașina, de timp și de asta n-aș dori ca să facă să treacă cu greu acasă pe variante. Asta că atunci vezi vedea că drumul porțiunea asta... Da, nu se mai cerbă răbine. Nu se va. Și o problemă care mi s-a ridicat de cetățeni, deci noi ca oraș de Românești, centru industrial care a fost, nu zic, nu, mulți spun de ce nu trecem la comună înapoi. Taxe și impozite din an în an se ridică și o să fie din ce în ce mai mare. Deci eu am spus și am să vă mai spun cu o dată. Sigur că unii își doresc să treacă la comună, că poate e taxa mai mică, da? Spuneam mai devreme că orașul ăsta a fost făcut oraș în 1989, când a fost făcut, a beneficiat de niște avantaje și unul dintre avantaje este proiectul de canalizare care a fost făcut pentru că suntem oraș și stația de epurare care o avem, iar orice fel de altă invenție de-a noastră că trece la comună sau la ce vreți dumneavoastră înseamnă ca noi să nu respectăm acele angajamente care le-am pus. Ne trezim bonul când ne punem să dăm nu știu câte milioane de lei înapoi. Și de unde îi dăm înapoi? Tot din oameni. Și dacă noi suntem cam povestea aia cu tărâța și păinii. Adică, da, deci nu putem să ne întoarcem înapoi. Ținuta și drumul comunității este să meargă înainte. Nu ne întoarcem înapoi. De ce nu ne întoarcem în 1900? Că atunci n-aveam nici gunoi, n-aveam nici nimic de plată. Și... Deci nu. Trebuie să mergem înainte cu bune și cu rele și să încercăm să facem toate demersurile ca omul să simtă că trăiește într-o comunitate urbană, nu rurală și nu... Mulțumesc, declarăm ședința închisă. Mulțumesc pentru participare.